Este alertă în Arad. O valiză metalică a fost abandonată pe trotuarul din fața Palatului Copiilor. Poliția și SRI intervine de urgență. Cu toate detaliile vine chiar acum în direct colega mea, Gabriela Mihai. Bună ziua, Gabi, te ascultăm. Am găsit în aceste momente toate forțele de ordine. Sunt în zona Palatului Copiilor din Arad. Clădirea a fost și evacuată și se fac cercetări. Inclusiv o echipă a Serviciului Român de Informații este deplasată la fața locului. Iar asta pentru că în jurul orei 14 și 15 minute un bărbat a sesizat la numărul de urgență 112 că în fața Palatului Copiilor a fost abandonată o valiză pe trotuar. În momentul în care echipajul de ordine publică a ajuns la fața locului, a constatat că este vorba despre o valiză abandonată, închisă, cu aspect metalic. Prin urmare, în aceste momente au loc verificări, se verifică întreg perimetrul, întreaga clădire, verificări care vor dura cu siguranță și, așa cum spuneam, se verifică acea valiză abandonată pentru a vedea dacă, într-adevăr, este o valiză cu o eventuală încărcătură explozibilă sau nu. Cert este că acolo, așa cum spuneam, s-a deplasat inclusiv o echipă de specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații și perimetrul este încercuit astfel încât să nu existe niciun pericol pentru trecători. Vom vedea ulterior dacă acest apel, această valiză lăsată, abandonată acolo, este până la urmă o alarmă falsă sau nu. Cert este că oamenii legii sunt în alertă și fac verificări până când vor putea stabili cu exactitate ce s-a întâmplat acolo și dacă această valiză este sau nu un pericol.